Așa, da, ne-am făcut de revedere. Da, facem repede. Determinați de numele variabile x pentru care sunt definite fracțiile. Determinați pe x natural, așa încât există fracțiile. 57 supra. 57 supra. Da, x pe x minus 1. X pe x minus 1. Așa. Deci, pentru ca să existe fracția, cine știm că există o fracție? Păi, vă spun acum rezultatul. X trebuie să mai fie mai mare decât 1. Deci mai mare strict decât 1. Deci, de ce? Pentru că nu mai există, nu se poate ca un număr, ca, cum se cheamă, baza, numitorul, să fie 0. Deci există asta, dacă și numai dacă x pe lângă x minus 1 este diferit de 0. Așa se scrie. Da? Deci există fracția că numitorul e diferit de 0. Și atunci ne dă seama, Daria, că x nu are voie să fie 0, nici 1. Și 0. Și nici 0, nici 1 nu are voie să fie. Da? Dar ai spus bine, x strict mai mare ca 1. Când au zis x, x strict mai mare ca 1, adică de la 2 încolo. Și o să zic bine. A, și deci poate să spun și mai așa. Sigur că da, nu încărca și pe 0. Aha. Eu l-am prins, l-am prins, că eu nu m-am totuși supărat. Că nu mi-a zis X diferit de 1 și de 0. A, deci dacă de el de mă dat deodată de la 1 încolo, de la 2 încolo, deci eu am avut grijă să spun. X mai mare ca 1, de fapt ar spune că X aparține de la 2, da? De la 2, 3 și mai departe. Aha, deci poți să pun și așa. Sigur că da. De-aia s-a oprotit aici. S-a plătit aici, v-a mers foarte bine. Da. Și 19. Dacă ai fost Mihaela, dacă ai fost 57 supra x pe lângă x minus 2, dacă ai fost 57... X mai mare decât 2. X trebuie să fie mai mare decât 2. Și al treilea episod. Daria? X-ul trebuie să fie... Da, trebuie mai mare decât 2. Adică strig mai mare, la 3 ori, nu? Da. Are voie să fie 1. De ce? Nu merge. Aici. Iară. Era dreptate. Iară. Nu v-ați spus că exemplu bun. Hai să vă dau eu altul de aici. Deci are dreptate că el zice ca să ai un sens scăderea asta. Da. Deci X strig mai mare decât 2. Am vrut să mă da, 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 da. Să las libertatea asta, dar nu că nu m-am prins. Da. Nu se vede cum se mai dă dreptate. X mai mare strig ca 2. Adică X aparține de unde? De la 3. Așa, altfel. Deci 19 supra X plus 7 pe lângă X minus 2. X plus 7 pe lângă X minus 2. X minus 2. Lăsați-o și pe voi, să zic. Ok. Dacă o înțeles. Ok. Lăsați-o pe voi, nu trebuie să fie egal cu 0. Numitorul. Deci există asta. Dacă și mai dacă X plus 7 pe lângă X minus 2 diferit de 0. Și când se întâmplă asta? Și când se întâmplă? X trebuie să fie mai mare decât 2. X trebuie mai mare decât 2 ca să aibă o scădere. Da. Adică de la 3 încolo. Ca adunarea aici o ai liniștită, da? Deci X aparține X trebuie mai mare decât 2. Adică să subînțelege că X aparține mulțimii 3, 4 și mai departe, toate nu vedea clar. Asta e. Ai înțeles? Da. Asta e tema. Deci scăderea acolo te duce și vezi când face 0 și mergi. Numitorul diferit de 0 și gata. Da. Da. Asta e tema. Și acum, David, tu ai tema? Doar nu te n-am trebuit să mă dă. 5 minute. Bine. Avem iar un subiect de olimpiad în faza locală. Vă prind bine, copii. Așa. Deci, olimpiadă, da? Olimpiadă, faza locală. Da, faza locală. Hai să vedem cu sumă subiectul. Niște turiști pornesc de o cabană la ora 8 dimineața și merg cu viteza de 6 km pe oră. Da? Deci... La pas. Pornesc la ora 6, 8 dimineața. Deci 8.
dimineața pornesc cu liniștii. Da. Și merg cu viteză de 6 km pe oră. 6 km pe oră. La ora 12, în acea zi, se trimite după ei un curier cu o telegramă. Deci la ora 12, în acea din punctul ăsta. Da. Deci la ora 12, pleacă spre ei un curier. Ei au mers deja 4 ore. Ei au mers deja 4 ore, da. Da? Așa. Și la 12, la ora 12 vine un curier. Cu o telegramă. Curierul se deplasează cu viteza de 14 km pe oră. Deci, viteza curierului egal cu 14 km pe oră. După cât timp și la ce distanță de cabană va ajunge curierul grupul de turiști? Adică, practic, și turiștii merg în acel timp și curierul, numai că curierul merge mai repede. Așa. Merge mai repede cu... Să mai citim o dată, sau? Da, mai citim o dată. Deci niște turiști pornesc de la o cabană la ora 8 dimineața și merg cu viteza de 6 km pe oră. La ora 12, în acea zi, se trimite după ei un curier cu o telegramă. Curierul se deplasează cu viteza de 14 km pe oră. A, deci la, oră, mai mult. La ce oră pleca? După cât timp și la ce distanță de cabană? La ora 12, nu? De la curierul la 12. Deci, păi, dacă curierul merge cu 14 la oră și aia cu 6, trebuie să vină o oră la care se întâlnesc. Adică, păi, dar îi ajunge, fără discuție îi ajunge. Păi, dar curierul merge mai repede, și mai repede. Păi, dar nu ia cu mașină și cu ei. Da, hai să fim în urmă. În serios, ia să da. Curierul merge cu 8 km pe oră mai mult decât ei, dar merge mai târziu cu 4 ore. Sigur că da. Adică, într-un fel ar fi egal. Nu chiar. Există un moment de egalitate. Unde se întâmplă? Când este la oameni, la aia care merge pe răs, este ora cu 4. Deci ce egalitate vreți voi să folosiți? Când ora 12. Vă gândiți la un moment de egalitate. Adică la ce vă gândiți voi? Adică într-un moment, la o oră, la care curierul o să-i ajunge cu ce dacă i-a ajuns? Înseamnă că s-au întâlnit și i-a dat. Deci și dacă i-a ajuns, a parcurs același spațiu. Dar mai de la cabană până i-a ajuns. Nu mă interesează, dar ca spațiu, ca lungimea a distanței. E ce? Faceți cu segmente. Păi asta să plec, da? Deci s-a plecat din A. Spre B. Hai să zicem că în B eu ajuns, în punctul B. Și ăștia merg cu câți kilometri pe oră? 6 kilometri pe oră. Și celălaltul... Cu 14. Da, atenție, cu 14 kilometri. Păi, dar profesor, dar oamenii pleacă din A și nu vin ceilalți din B? Nu. Și ca să e la mijloc? Nu, că nu, deci în urmă. Deci după 4 ore. Dar numai că... Deci dacă e după 4 ore... Pare... Poftim. Spune. Încearcă, îndrăznește. Vreau să îndrăznești. Cât ar fi de mare distanța asta? Cum am aflat? Dacă eu merg cu 6 km pe oră, deci într-o oră 6 km, într-o altă oră încă 6, ca să aflu distanța... De 24 km. Deci mulțesc viteza, timpul. Da, și 24. Spațiu, distanța pe care o parcurge este asta. Adică, da, 24 de km. Adică el în două ore, curierul în două ore parcurge, și dar parcurge cei de sus în 4 ore, nu? Hai să vă adică aproape. De ce? Mai face 28 de kilometri de an. Păi da, adică într-o oră și ceva. Hai să încercăm să prindem problema pe o relație, că spațiul ăsta este același făcut și într-un caz și în celălalt. Da. Atenție. Deci distanța ave cu cine ar fi egală? Cu viteza. Spații. Viteza turiștilor, ori timpul turiștilor. Ori timpul turiștilor. Corect. Cât timpul e altul.
și viteza alta, da? Tot distanța aferentă pe care o face curierul va fi egal cu viteza curierului ori timpul curierului. Ori timpul nu curte. El are alt timp. Păi 14, deci viteza turiștilor este 24. E 6. 6, 4. Nu m-am un 4. Păi mai mult, că îi fac mai multe. Pentru că, pentru că și ei merg. Ei merg în continuare, adică nu se opresc într-un moment. Cine îmi spune cât este timpul timpul turiștilor pe tema asta? 5. Nu mă, ca număr de ore. Nu ca număr. Legați-vă de ce s-a întâmplat cu ei. În comparație cu timpul curierului. Dar orele lor se mai scad două de ale curierului. De ce două? În fapt, o oră și ceva, pentru că dacă mulțim 14 ori, 2 fapt 24. Vreau să fiți atenți. Pleacă la ora 12. Timpul dintre ora 8 și ora 12 se adună la cineva. Deci m-am întrebat, timpul turiștilor în comparație cu timpul, cu timpul curierului. Păi, ce puteți să spuneți? Pot să vă spun că când ai plecat oamenii era ora 8 și când a plecat curierul era ora 12. Diferența dintre timpul pe care îl mănâncă sau consumă turiștii până ajunge din apă până în B, față de timpul pe care îl consumă curierul, ce legătură este între timp? Păi, cine face mai mult? Cine face mai puțin? Curierul face mai puțin. Adică, concret? Adică curierul face mai puțin cu 3 ore. De ce cu 2 ore? Cu 4, păi, cu 4, când e de 8 și 12 și 4. Păi, ba da. Dar de ce sunt două care au fost naționale? De ce? Păi, dar mă gândeam că face. Nu lasă vitezele, lasă-mi vitezele. Pur și simplu, eu v-am spus așa, distanța parcursă de turiști. Aceeași. Este viteza ori timpul, da? Da. Iar distanța, fi de altă parte a curierului, este tot viteza curierului. Da, e din parte, pentru că de la ora 12, da. Deci, care e relația între timpul turiștilor și timpul? 4 ore. Deci eu vă întreb, care e relația între timpul turiștilor și timpul curierului? Păi de acum nu merge cu răs kilometri până așa cu 4. Lasă-mă viteza, că e altă poveste. Păi, unii se pornește la 8. Da. Și curierul se pornește la 12. Da. Deci timpul între ei se află 4 ore. Bun. Între ei, adică ce se face? Cum se întâmplă relația? Curierului plus 4. Timpul curierului plus 4 egal cu timpul turiștilor. Timpul curierului plus 4. Plus 4. Da, timpul turiștilor. Adică timpul turiștilor. Timpul este al curierului. Plus 4. Că îi merg încă 4 ore. Sau altfel spus că ai spus tu, am nu vreau să intrați în problemă direct, așa. Tu ai spus că diferența e de 4. Asta trebuia să spui. Timpul turiștilor minus timpul curierului e al cu 4 ore. Altfel spus, timpul turiștilor, consumat de turiști, înseamnă timpul consumat de curier, plus 4 ore, că eu plecat cu 4 ore mai în față. Și aceeași distanță a de-o făcut-o. Adică e doar un fel de două. Și zice, viteza turiștilor, ori timpul turiștilor, egal cu viteza curieratului, ori timpul curieratului. Nu, nu e același timp. Păi nu, 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 nu în același timp, aceea distanță, mă. Mă, uite, nu e vorba de distanță, distanța noastră este egal. Când mergi cu mașina și mașina merge cu 60 de km la oră, ca să vezi ce distanță ai parcurs, nu mulțești viteza cu cât timp parcurci. Spațiu, e spațiu sau distanță, egal cu viteza ori timp. Și am zis, distanța de... Ei s-au întâlnit, da? Ăsta din urmă îi ajunge. Și atunci eu am zis așa.
Când ea a ajuns, înseamnă că acele distanțe au parcurs-o și turiștii, mă acelele au parcurs-o și turiștii, aceeași au parcurs și școlierul. Păi să locuim. Înseamnă că turiștii au ajuns la ora 20. Ia să vedem. Nu știu cât a ajuns. Pentru că dumneavoastră a spus că timpul curierului plus 4 egal cu T. Înseamnă că din timpul curierului, care să fie 12 plus 4 ore. Dar de ce 12? Ce te găsi tu din 12? Ce? La ora 12. La ora 12 ce? A plecat, dar și turiștii ăla mai merg în timpul ăla. Deci și s-o oprim. Am putea să punem pe timpul turiștilor să fie timpul curierului plus 4 și să ne locuim acolo. Tu mai, aici m-am rămas. Faptul că e aceeași distanță. De urmă ajungă întâi curierul, atât curierul. Mă, eu dacă merg pe jos, am un timp consumat. Unul care vine cu bicicleta, curierul, are alt timp. El a plecat cu 4 ore mai târziu, dar m-a ajuns pe mine. Nu înseamnă că distanța pe care am parcurs eu cu piciorul este aceeași cu distanța care am parcurs eu. Dacă m-a ajuns, asta am scris eu. Distanța pe care o parcurs-o de la A la B, egal cu distanța parcurs de către... Adică eu care mergeam pe jos, eu nu mai în față decât curierul. Yes. Și el m-a ajuns în mine și am ajuns să mergem în același timp. N-am parcurs aceeași distanță? Păi da. Până când m-a ajuns, asta am spus eu. Viteza turistului, ori timpul turistului, egal cu viteza curierului, ori timpul curierului. Da. Și acum, viteza turistului o știu. 6 ori timpul turistului. Timpul curierului plus 4. Corect. Așa. Ori timpul curierului plus 4, că are, nu? 4 ori la 4 plus timpul curierului. Este egal cu viteza curierului care era 14. Ori? 14 ori timpul curierului. Ori timpul curierului. Am mai luat în matematică, pur și simplu te facem. Adică 24 plus 6 tk. Deci 24 plus 6 tk egal cu 14 tk. Da, aici. Tk-ul acela. Deci scădem 6 tk. Da, când va resta 24 egal cu... 14, nu 14, cât vine. Egal cu... 8 tk. Adică? Adică 8 plus 2 plus 4 părți la 8, adică 3 de scări. 3 ore. 3 ore. Deci curierul parcurge 3 ore. Și ajunge. Și ajunge. Câți kilometri a parcurs el în 3 ore? 4 ori 3? 42 kilometri. 14 ori 3, deci distanța are. AB este egal cu viteza curierului care știm din 14, ori 3 ori, face 42 de kilometri. Întrebarea era ce distanță au parcurs până la întâlnire și cât a durat până la întâlnire. Da? 3 ore. Da? După 3 ore, după timpul curierului, da. I-a ajuns după 3 ore, dar ei au mers 37 ore. 7 ore ori 6, tot 4 ore. Tot 42. Da. Deci, distanța egal cu viteza ori timpul. Da. Întotdeauna distanța egal cu viteza ori timpul. Dar este un lucru practic pe care voi îl simțiți din viața de zi cu zi. Dacă merg 20 km pe oră, înseamnă că 2 ore voi face dublu, în 3 ore voi face triplu. Și dacă le pornim toți și eu merg cu mașina, dată cu bicicleta și ei pe jos, fiecare vom face timp diferit pe aceeași distanță. De aceea am spus, distanța este aceeași distanță. Ea a ajuns din urmă, curierul îi ajunge, și egal cu viteza lor, ori timpul lor, celălalt cu viteza curierul cu timpul lui. Și egalitatea asta mă duce de acum o relație mai mare. Care era miezul problemei aici? Să știm că spațiu este egal, sau distanța egal cu viteza ori timpul. Da? Asta era relația pe care trebuie să o folosiți. Ca altfel, în raționamentul acesta al problemei, lucrurile mergeau un pic mai dificil.
Aș vrea să vedem din punct de vedere aritmetic dacă aș fi avut șansă să fac problema asta. Dacă nu știam asta de distanță, e deci, da, 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 da. Asta avea la soluția cea mai rapidă. Da. Pentru că eu am interpretat fenomenul că îi ajunge în ideea că fac aceeași distanță. Și cum viteza și timpul sunt diferiți pentru fiecare, totul este perfect. Acum, aș vrea să văd dacă pot găsi o idee alta în care să pot să ajung la aceeași soluție, dar într-un alt raționament. Deci, cât timp? Cât timp în cele 4 ore, ce distanță parcurg turiștii? Ce fac 24 de kilometri, da? Deci, ei, turiștii, merg în ritmul lor și după 4 ore, după 4 ore, 24 kilometri. 24. Adică, într-o felul, nu trebuie. Nu, nu știu. Eu nu știam jumătatea, nu știam ce distanță. Bun. Deci 24. Acum pornește ăsta. Dar viteza lui fi mai mare, el trebuie să recupereze cei 24 de kilometri. 44. Dacă s-ar fi deplasat cu aceeași viteză, atenție. 44. Dacă s-ar fi deplasat cu aceeași viteză, îi mai ajungea. Da. Nu. Nu-i mai ajungea niciodată. Nu. Da? Niciodată. Însă, având diferența de care? De 8 kilometri. 8 kilometri. Din 14 scădem pe 6 și face cât? 8 kilometri. Cu surplusul ăsta de viteză, el recuperează această distanță. Cu surplusul de viteză de 8 km, tocmai din cauza asta îi va ajunge. Că dacă s-ar fi plasat tot cu 6, mergeau și distanța se păstra tot timpul. Dar la cei 8 km, surplusul de viteză, împărțim de 24 la 8 și fac 3 ore. Deci recuperează distanța care s-a instalat. Acești 24 km în 3 ore, pentru că surplusul de viteză, hai să spun, diferența de viteză dintre 14 minus 6, egal cu 8 km. Și atunci, parca asta ar avea-o de făcut. Parca asta ar avea-o de făcut. Și atunci vine cât? 24 km împărțit la 8, egal cu 3 ore. Deci problema trebuie, poate fi redusă și la încât un biciclist se deplasează cu 8 km pe oră și are o distanță de 24. În câți kilometri face asta? În câte ore face asta? În 3 ore. Da, mai există o dată. Pentru că problema clasic se face așa. Și ce mai bine ar fi să... Da. Așa, domnul profesor. Este o interpretare foarte clară. Da, exact, fără dubii. Dar aici, dacă vreți, cei ce fac acum este artizanat, este floricică, care merge foarte tare la clasa lor. Deci dacă ei nu știu formula și nu au obligația să o știe, atunci este momentul de sprint intelectual frumos, inventivitate. Și spune așa, în momentul în care au plecat din turiștii, până la ora 12, au parcurs distanța asta. Corect. El, curierul, ca să-i poată ajunge, trebuie să aibă o viteză mai mare, șoarele 14. Da. Diferența dintre 14 și 6 e 8 km, care înseamnă șansa lui de a recupera distanța asta de 24 de km.
E de parcă aș forma problema astfel. Un turist merge cu 8 km pe oră o distanță de 24 km. În cât timp o face? În 3 ore. Pentru că distanța o împărțim la, nu? La viteză. Dacă într-o oră face 8, apoi rapid problema este rezolvată. Și asta e. Asta face el. Asta vreau să vă spun. Partea a doua a problemei este mai frumoasă decât prima. Mai ușoară. Este mai frumoasă pentru că el, voi trebuie să vedeți asta, ce s-a întâmplat în perioada asta. S-au dus 24 km. Când el a pornit, asta trebuie să recupereze. Adică, cum o poate recupera? Dar trebuie de diferențe de viteză, dintre 14 și... și... Deci, fapt, m-am dus aici. Când am pățit la 3. Nu ne-am pățit. S-a scăzut 14 minus 6 și au apărut 8. De fapt, 24 împărțit la 8 de 3 ore. De fapt, asta este esența problemei. Că să ajungi aici cu raționamentul acesta, cu făcut aceea distanță, la 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 la, e altă poveste. Dar elevii care au simțul clar al problemei, spun așa, că când au plecat, ăștia erau la 24 de km. De acum îi va putea ajunge numai dacă această distanță va putea fi recuperată între ei. Cum? Datorită de viteze. Diferența de viteză. 8. 24, uite cum ești, 24 e doar cu 8 ori timpul. Deci, în 3 ore ajungi. În 3 ore ajungi și termină problema. Așa și scrie, să știți pe bani. Turiștii merg 4 ore până la plecarea curierului, parcurând o distanță de 24 de km. Două puncte de aia pentru asta. Sigur că da. Curierul se apropie de turiști în fiecare oră cu distanța de 8 km. Mai primeau 8 două puncte. Excelent. Deci, vedeți, dacă zic toate astea, mai primeau câte două puncte. Se facea în 3 ore, curierul recuperează distanța dintre el și turiști, deci îi va ajunge în urmă, ia două puncte. Se facea mergând cu o viteză de 14 km pe oră, timp de 3 ore, curierul parcurge 42 de km, de 6 ori 7, 1 ori. De 6 ori 7 sau 3 ore 14, aceeași lucru. Am spus, vedeți, pentru fiecare puncta, pentru fiecare chestie. Sigur, vezi, adică elaborarea raționamentului, fiecare pas este monitorizat, este punctat. Da? Deci, autorul, când a gândit problema asta, a gândit-o în deosebi pe varianta asta. Exact. Acum, și dacă ar fi făcut așa, era perfect, toate punctele erau deodată. Punctajul deodată. Însă, el a mers pe varianta că nu vor ști deodată formula, viteza. Deci, se ascunde în culise. Dacă într-o oră faci 8 km, apoi, ca să vezi în toată distanța de 24 km, o face 3 ore. Deci, are ascunsă formula asta, dar fără să fie explicit și spus așa, o știi, faci programul, nu știi, nu faci programul. Puteți să scrieți în cuvinte, important este să scrieți tot ce vă și cum gândiți. Da, asta mă tot strădui. Să vă conving că la matematică, este important să poți să elabora un raționament sănătos. Să aibă consistență în raționamentul. Să fie dovada faptului că tu spui, să spunem, mașinuța în funcțiune, adică creierul și judeci și gândești fiecare etapă. Cât de frumos este, spui așa, când au plecat ăștia, ce-au făcut? În timpul ăsta ce-au făcut așa, să te întrebi? De așa au făcut 24 km. Și el dacă ar mai merge tot cu o viteză ca aceea și mai ajunge vreodată, spuneam eu. Nu mai ajunge. El ce trebuie să facă? Să aibă o viteză mai mare, ca să facă distanță, să o recupereze pas. Și o are, cu cât? Și o are, cu cât? Atât, începe problema. Și cât recuperează într-o oră? 8 km. Asta e diferența. Exact. Și atunci, și atunci încep să se pornești problema. Trei ori ajungi, trei ori 24, gata. Gata. Eu ajuns, vor recupera distanța. Vor recupera distanța, da. Că cei la 6 km până la 14, cât se deplasau turiștii, se deplasau și ei. Sunt toți în pijama în față, ca un pistol. Exact. Da? Deci toată problema era să recupereze asta. Am înțeles, profesor. Da? Da, rostul meu este să mă strădui, să fac tot ce depinde de mine, ca să vă pot face să înțelegeți problema. Ca așa, în partea mecanică, viteza, distanța egal viteza ori timp, și de 1 și de 2, da, da, da.
nu coboram în problemă. Da, cam așa trebuie. Pentru că pe traseu noi facem acest lucru. Când zicem scădem 6T, adică tocmai atât turiștii și cu zucă de 6 înainte, aici este miezul problemă. Când ajungem 24, iau cu foarte. Și când 3 ori curierul ajunge, că recuperează distanța aceea. El de parcă ar spune așa, am o distanță de 24. Cu viteza de 8 km pe oră, câte ori o fac? Simplu. Da. Dar tu ești de cazul da. Ori e mai înțeles? Eu am înțeles. Da. Să mai facem mai mult. Da. Ștergem tabla și insist. Păi iar și meu și eu făceam 24 împărți la 14. 3 ore direct. 24 împărți la 14. Cum la 14? Numai la 8. 24 împărți la 14 nu merge. Păi, dar nu se justifică. La 14. Auzi? Nu, la 8. La 42. 42 împărțit la 14. Păi, dar nu e 42. Exact. 42 acela nu-ți vine. 24 se știe că 6 ori 4 e diferența de 4 ore. În 4 ore făcute 6 km pe oră și 24 apare. Și acest lucru acum este dimineața problemei. Când pe 24 îl pas la diferența dintre viteze, la 8. Da? Nu se justifică să faci o împărțire fără să fie rezultatul unui raționament. Nu faceți calculul, e dragul calculilor. Aici vinem de la învățătoare cu ideea. Două numere la mână, scădem. Da. E performanța și starea de bine că ai dat peste răspuns. Dar nu. Olimpiada Națională de Matematică, etapa locală, Suceava, 25 februarie 2006. Subiectul. Fie numele, M egal cu. De Suceava, da? Da, Suceava. M egal cu. Faza locală. Da, faza locală. Așa. M egal cu 1 plus 2 plus 3, totul la 4. 3 plus 3. Totul la 4. Nu te cumpi, da? Nu, totul la 4. Așa. Plus. 5 ori 6 pe lângă 7 plus 8 plus 9. Atât. Atât, da. Și M egal cu 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 63. Punctoane. Calculați 2016 la M minus 2. 56. Calculați. 2016 la M minus 9. I-am zis, dar la anul ăsta o să fie 2017. Da, se joacă. Da, se joacă anul. Da. Și la B o să facem după aceea. Sau scriem acum? Și B. Determinați cel mai mare și cel mai mic număr natural nenul care împărțit la N dă câtul egal cu un sfert din rest. O facem. Da, o facem pe urmă. La aici am făcut, ca să ne păi ca să-l aflăm pe ea, mă e... Cât este mână, te rog? Păi, 6 la 4, 20... Deci 6 la 4, așa este, da? 36 la 4. 36. Dar nu-i cam... Trebuie să le calculeze. 6 la 4, da? Vă rog să aducă. Dar de ce te... Nu le lăsa să meargă un pic mai departe? Da, bine, te rog, 6 la 4 plus? 6 la 4 plus 30 ori... 30 ori... Ori 15 și 9... 24. Și egal cu? 36 Vezi calcul, da? Da. Da, gata. La asta. Da. Deci, el vrea calculul numeric concret, muncă, și tu ai avut o inițiativă și acum te zic, mai păi, eu aș fi făcut acolo 1 la 4, adică 1. Adică nu aș fi făcut un număr așa de mare. Deci, 1 la 4 plus 2 la 4 plus 3 la 4, da? E mici. Coria, ce face? Deci 1 la 4, plus 2 la 4, plus 3 la 4, că sunt numere mai mici. Da. Iar și nu se privaia asta. A doua. Dar cu Daria ai ceva de comentat? Nu.
la ideea care are Daria? Dar că nu se poate. Nu se poate. Păi stai repede, nu se poate. Daria nu se poate, e adunare dacă ai fost înmulțirii. Foarte grav. Deci, atenție multă. Nu ne permite să facem greșelile astea. Așa încât, mă întorc înapoi. Deci, 6 la 4. Atenție, nu trebuie să mulțești. Atenție. Nu vreau să mulțești. Atenție. 30 cu cine poate fi scris? 5 ori 6. Înseamnă așa. Iar 24. 6 ori 4. Deci, egal mai departe. Cu 6 la 4. Plus 5 ori 6. Plus ori? Ori? 6 ori 4. Și era mai departe. Puteți să scrieți un loc de 6 la 4 la 1290. Nu, tocmai. Eu asta vreau să spun. Că vreau să vă duc pe culoare în care să faceți calculul. Nu simplu calcul numeric. Și acela este valabil. 6 la 4 plus 5 ori 6 la 2. De 6 la 4. Plus 5 ori 6 la 2 ori 4. Sau și calcul. Noi cu... Ce se face la voi? Să dau cu 6 la 2. 6 la 2 factor. 6 la 2 lângă 6 la 2 5 ori 4, 20. Plus 20. Și face 6 la 2 care 36. Ori 56. Ori 56. Și las așa. Poate în momentul în care fac mult minus plus, mai văd ceva acolo. Deci nu mă interesează calculul simplu numeric. Să mă duc la nu. Nu e egal cu. Să mă gauți, haideți. Nu este egal cu 63 ori 64 împărțirea lui. Deci 63, că sunt 63 e terminat. 63 ori 64 împărțit la 2. Și este egal... 63 ori 32, dacă vreți prima. 63 ori 32. Așa, încât pe mâși pe mâși știu. Și acum zic, mă minus mă. Mă minus mă. E egal cu. Da, măi, îl facem noi, dar zic 36 ori 56 minus 63, 63 ori 32. Și ia să vedem acum. Să fac și calcul, dacă vezi, dar aici mă uit să vedem dacă scot un factor comun, dacă poți fac ceva. Eu sunt în lupta cu timpul. Nu stau să fac niște înmulțiri și eventual să greșesc acolo. Că suntem în clasa care suntem, putem face tot felul de lucruri. Da, am fost rupt în scurt, pentru la minus. Păi 36 e 9 ori? Deci 36, hai să ne întoarcem înapoi. 36 cât îți însemna? 6 la 2. Sau 9 ori 4 este, nu? Da. 6 la 2, adică 7 ori 8. Nu? 7 ori 8. Minus 63 care s-a numit 7 ori 9. Vedeți că era mai bine să spuneți acolo. Ori? 4 ori 9. Ori 4 ori? Acolo, la 6 la 2 a scris 4. 4 ori 9, da. 4 ori 9. Ori 7 ori 8. Ori 7 ori 9. Ori 8 ori 4. Și acum pe cine dăm un factor cu un copil? Pe 9. Numai pe 9? Pe 4 și pe 9. 4 ori 9 ori? 36. Ia uite, Daria mai bine. Și 4, 9, 8. Și pe 7. Și 7 și pe 8. Și 4 ori 9. 9 ori 8. Ori 7. Dar puneți ori 2, profesor. Da, 7. Pe lângă ce rămâne copii? Nimic. Pe nimic. Nimic. Atenție. Păi da, domn profesor, dar nu scădem același numere? De primul termen ce rămâne, Daria, dacă am dat în faptul? Eu vorbeam că scădem același numere, adică să iei aceeași mulțire. Păi da, mă, și cât faci? Și cât faci? Cu zero. Deci e cu zero, da? Deci același rezultat, deci într-un caz și în altul. Dacă însă făceați calcul, vă dădea numărul, ce nu dădeați în același număr și mă minus 2 face zero. Dar eu am insistat pe chestia asta pentru a vă propune să faceți așa altceva. Și a vedea că în final același lucru te dă și atunci vine ce? Calculați 2016. 2016 la puterea 0 și face 1. Da. Hai să ne adunăm în exercițiu. Sigur, 6 la 4 se face. Dă nu știu cât, 1000 și nu știu cât acolo. 50, 30 ori 24. Dădea același lucru.
Și scăderea își dădea 0. Numai că dacă dădea 6 la 5, 6 la 6 aici. Da? E o calculată acolo. Da. Dar dacă dădea 6 la 6, un număr, și a fost altceva, nu cumva avea mult mai mult de mulțit acolo. 36. Da? Și de ce fac altul domn profesor? Pentru că nu dă 2016. Și nu dă 2016. Sigur că da. A fi arătește tablă și nu dă așa rezultat. Cum vă spunea da și nouă, nu minus ne face 0, capturile 0. Nu are importanță, ci important este să fie adus la acea rezultat. Eu am ținut, nu întâmplător am ținut asta, am ținut pentru că dacă era aici la un exponent mai mare și aici un număr mai mare, te dea același lucru, calculul numeric efectiv consuma mult timp. Sigur că da. Trebuie să-și crește. Și puteți să și greșești. Asta vreau să vă spun. Iar când facem așa, dacă era diferență de 1 sau de 2, ar fi fost 2016 și la puterea a întâia sau la a doua și era un rezultat acolo despre punctul ăla. Și important să învățați să lucrezi cu putere și cu factorul comun, domnul profesor, da, cu mulțirea și cu... Deci eu aici am urmărit alte lucruri. Exact. Când am mai mult, expune mai mare și greu să aflu puterea și pierd mult timp și se riscă să greșesc, atunci caut să găsesc factor comun, caut să așez numărul acela, nu mă interesează mulțirea, pentru că am lăsat-o așa, m-am dus și dincolo să găsesc suma gau și am lăsat așa și acolo puteam repede să sesizez că da, aceeași rezultat, fie că am descompunerea completă, trebuie aceeași factor, fie că... Da, merg mai departe. Pe determinat cel mai mare, și cel mai mic număr natural menului, care împărțit la n, dă câtul egal cu un sfert din rest. Mai știu ce dacă am înțeles. Deci să determinăm cel mai mare și cel mai mic număr natural menul. Da. Deci să găsim pe A. Care împărțit la n. E număr natural. Da. A diferit de 0. 0. Care împărțit la n. Așa încât A împărțit la n. Dă câtul egal cu un sfert din rest. Ne dăm cât și un rest. Da. Adică a egal cu un ori restul plus plus restul. Păi, nu. Da, câtul nu este câtul este egal cu restul împărțit la 4. Deci, care împărțit la rest dă câtul egal cu un sfert din rest. Adică câtul e un sfert din rest? Câtul e un sfert? Adică cât împărțit la 4? Deci plus ce supra 4, da? Și restul. Păi ăla e restul. A, păi ăla e restul. A, logic. Un cât și un rest care este... Da, restul... Dă câtul egal cu un sfert din rest. Câtul este rest supra 4, nu? Restul este cât supra 4. Deci mai vedem o dată. Deci determinat cel mai mare și cel mai mic număr natural n-ul, care împărțit la n, dă câtul egal cu un sfert din rest. Adică câtul este cât supra 4. Câtul egal cu un sfert din rest. Da, așa ai dreptat. Deci greșit am înțeles. Egal cu câtul ori restul plus restul supra 4 aici. Câtul este restul supra 4 plus restul, da? Câtul e egal. Deci, câtul e, a, e, numărul e supra 4 plus e, corect. Câtul este o pătrime din rest. Rest. Da. Mai reluăm în relația. Am scris după dată că am vorbit aici. A egal cu n ori restul supra 4. Asta este câtul. Da. Plus restul. Despre rest, ce știm tot timpul? Este mai mic decât n-ul.